Da. Astea trebuie să le trecem în procesul verbal. Ce? Asta și coanele astea pe sticlă. Ah. Asta e Îngerul Gabriel la Fecioara Maria. Operațiunea polițiștilor a început dis de dimineață. Aproape 100 de oameni ai legii au deschis locuințele suspecților de furt, dar și ale colecționarilor de artă pentru a recupera obiectele de patrimoniu. La Timișoara, soția și fiica unui anticar și-au ieșit din fire când s-au trezit la poartă cu polițiștii și cu camerele de filmat. Deci dau ceva după ei pe bună, dar n-am voie să filmeze! Eu sunt la 112, să mor eu! Stați aici, 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 obiecte de cult? Ancheta a început încă din noiembrie 2011. Atunci, oamenii legii i-au reținut pe doi bărbați fără frică de Dumnezeu, care se presupune că ar fi sustras icoane din 8 biserici. În total, lipsesc 112 icoane de patrimoniu. Polițiștii au reușit să recupereze doar jumătate dintre ele. Prejudiciul este estimat la peste 300.000 de euro, dar fețele bisericești spun că valoarea spirituală este inestimabilă.